Paula Tădoran, singura reprezentantă a județului Sălaj la campionatul mondial de atletism de la Beijing, competiție ce s-a desfășurat în perioada 22-30 august în China, a fost nevoită să abandoneze cursa de maraton, după ce a parcurs mai bine de 30 de kilometri. Cursa de maraton din cadrul campionatelor mondiale de atletism de la Beijing a făcut 13 victime în cursa feminină. Din cele 67 de competitoare aflate pe lista de concurs, doar 65 au ajuns la linia de start, iar linia de sosire a fost trecută de numai 52 de competitoare, restul de 13 fiind nevoite să abandoneze din cauza diferitelor afecțiuni care apar inevitabil într-o cursă de maraton. Din păcate, printre sportivele care au acuzat diferite probleme de sănătate pe parcursul concursului, s-a aflat și sportiva Clubului Sportiv Municipal Zalău, multipla campioană națională a României, Paula Tădoran. Paula a început destul de bine cursa și după parcurgerea a 10 km se afla în grafic pentru stabilirea unui record personal și îndeplinirea baremului de participare la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro. Din păcate, în ciuda vremii perfecte pentru o cursă de maraton, sportiva a început să se simtă rău și a acuzat o criză biliară, fiind nevoită să abandoneze cursa după ce a parcurs mai bine de 30 de kilometri. Conform site-ului oficial al competiției, Paula Tădoran a trecut în 18 minute și 23 de secunde primii 5 kilometri ai cursei, iar la 10 kilometri, timpul înregistrat de atleta sălăjană a fost de 37 de minute și 54 de secunde. La kilometrul 15, timpul alergătoarei noastre a fost de 57 de minute și 15 secunde, iar la 20 de kilometri, o oră, 16 minute și 46 de secunde. După kilometrul 20, lucrurile au început să se complice. Paula a trecut la semi-maraton cu timpul de o oră, 21 de minute și 8 secunde, iar la kilometrul 30, ultimul intermediar al alergătoarei noastre, timpul înregistrat a fost de o oră, 59 de minute și 28 de secunde. Paula va reveni în țară în cursul acestei săptămâni și după ce își va face un consult medical amănunțit, își va definitiva și calendarul competițional până la sfârșitul anului. Pentru a ajunge la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, Paula Tădoran mai are la dispoziție pentru îndeplinirea baremului 8 luni, mai exact până în luna mai a anului viitor.